nu vă ajunge salariu sau? Sunteți angajat a primăriei. E prea mic salariu sau? Ce ați furat, doamnă? De ce aveți nevoie? De am ajuns la spital. M-au dus cu forța să ajung acolo în camera aia ca să-mi demonstreze ei mine că au furat, că n-au nicio dovadă. Nu v-au filmat, doamnă? Nu, doamnă, nu mi-au spus nimic. Au spus să merg cu ei, m-au luat cu forța. Femeia a fost prinsă de firma de securitate a unui supermarket din oraș. Agenția a observat pe camerele de supraveghere că unul dintre clienții magazinului își bagă în geantă produse alimentare fără să le achite la casă. I-au chemat repede în ajutor pe colegii jandarmi. Când oamenii legii au luat-o pe suspectă la întrebări, femeia a început un adevărat scandal. Pentru că i s-a făcut brusc rău, angajații complexului comercial au chemat o ambulanță, care a transportat-o la spital. Frumos! Deci, eu, deci, când momentul în care o să fie ceva adevărat, vom sta de vorbă. Aveți probleme financiare? Nu vă ajunge salariul? Trebuie să luați... Vă rog frumos să vă vedeți de treaba dumneavoastră. Eu am ieșit din urgență acum, pentru că acești oameni m-au agresat. Ce v-au făcut, doamne? Ce v-au făcut? M-au luat și m-au apostat de pe stradă să le arăt plasa și geanta. Păi... Pe stradă? Păi pentru ce? Pe dumneavoastră? Dacă cineva vă cere pe stradă plasa și geanta, îi dați? Oamenii legii spun că nu înțeleg de ce femeia a făcut un asemenea tărăboi și a început să-i amenințe cu funcția pe care o deține în primărie. A furat câteva produse în valoare de doar 30 de lei. A fost depistată o femeie domiciliată în municipiul Timișoara, care s-a constatat că a sustras din incinta magazinului produse alimentare în valoare de 30-35 de lei. Urmează să fie întocmite actele premergătoare și care vor fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara. Puțin s-a panicat, acuzând ceva probleme de inimă, în urma căruia șeful echipajului a solicitat serviciu de ambulanță, care a venit în cel mai scurt timp, acordând un ajutor necesar la fața locului. Femeia s-a ales cu dosar penal pentru furt. Dacă este într-adevăr funcționar public, s-ar putea alege cu mustrări și din partea edililor din primărie.